pe lună și avem încă un motiv de sărbătoare. Primul meci oficial nocturn aici la Cerna Vodă pe stadionul Ideal. Autoritățile locale s-au chinuit cred că vreo 3 ani de zile, iar la final acesta e rezultatul. Bun, suntem mândri, bucuroși pentru tot ce avem în spatele meu. Astăzi avem parte de finala pe județ, iar echipa cu care ne vom lupta se numește Năvodari, CS Năvodari. Vreau să fim victorioși, antrenorul Petre Grigoraș e hotărât să-i învingem. Tot publicul din spatele meu și cetățeni așteaptă să îi batem și să ne bucurăm până la miez de noapte. Vom aprinde nocturna, vrem să fie spectacol, toată lumea să se simtă bine și aș vrea să mai spun două, trei lucruri, că în curând stadionul Ideal va fi deschis publicului larg pentru activități sportive. Bun, după acest meci, după cum știți sau vă spun eu, primarul Liviu Negăiță și-ar dori foarte mult să schimbăm numele echipei de fotbal și anume din CS Axiopolis Cernavodă în Șoimi Cernavodă. După acest meci, cu siguranță vom începe demersurile către Liga, către Federația Română de Fotbal, să fie și legal, nu doar verbal. Așa că următorul pas este să avem echipa Șoimi Cernavodă în județ și vom vedea cât de abili și inteligenți vom fi cu toate meciurile care urmează. Există vreo posibilitate ca echipa să poată promova, eu știu, să beneficieze de un loc în Liga a treia? Da, să, vă dați seama că noi suntem foarte interesați să obținem această calificare, să zic. Tehnic vorbind, este imposibil. Acum vom vedea cei de la Federația Română de Fotbal ce ne vor pregăti. Eu sper o surpriză. Vă dați seama că tot ce ține de noi, cu siguranță, organizare, orice am putea noi face, vom merge în direcția asta. Logistic, Cernavodă poate susține o echipă de Liga 3. Da, astăzi am ajuns să putem găzdui meciuri de Liga 1. Totul este modern. Dacă în seara asta vom avea peste 1000 de persoane în tribune, atunci vom lua decizia să adăugăm peluze în spatele porților și cu siguranță se va întâmpla. Noi așteptăm mai mult de 1000 de persoane în seara asta. Îmi doresc foarte mult să se realizeze. Suntem la Cernavodă, pe noul stadion Ideal, unde echipa pe care o conduce, Șoimi, va juca finala Cupei României, faza județeană, împotriva celor de la Năvodari, unde vă reîntâlniți cu un fost coleg, prieten, acum partener de întrecere, nu? Cu Costică Funda. Da, ce trecanic, ce frumos. Mi-aduc aminte că în 2005 era finala Cupei României pe țară, acum este finala Cupei României pe județ, dar nu e niciun fel de problemă, important este să nu ne dispară plăcerea, ceea ce nu mi-a dispărut și chiar de-abia aștept acest joc, pentru că se va inaugura și nocturna în această seară, într-un oraș ca și Cernavodă, cred că este ceva extraordinar. Să sperăm că va fi un spectacol sportiv frumos și cei doi antrenori, eu și cu Funda, să ne felicităm pentru că a fost un spectacol agreabil. Ambițiile sunt foarte, foarte mari. Clar, când am venit în iarnă, matematic, nu puteam să sperăm mai mult de locul 6-7, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că diferența de puncte era foarte, foarte mare, exagerat de mare, dar ușor, ușor am făcut împreună o echipă competitivă care
a avut alte rezultate și alt joc în, în retur. Și e clar că ne dorim mai mult, dacă se poate, Liga 3-a din acest an și va fi o posibilitate. Nu știu, eu știu, poate vreo echipă care nu se va înscrie. S-a mai întâmplat astfel de cazuri. Chiar ei au fost echipa care au cedat locul de Liga 3-a acum vreo 2 ani de zile, dacă nu mă înșel eu. Așa că vom fi dispuși. Conducerea are posibilități financiare și o siguranță financiară, ceea ce este deosebit de important în ziua de astăzi, mai ales pentru mine, vă spun sincer, mi-era și dor să antrenez o echipă, indiferent la ce nivel, pentru că nu mi-e rușine să muncesc, să antrenez o echipă care să fie plătită la zi, chiar dacă, are un, dacă e un salariu minim pe economie, nu contează, dar măcar să și lea. Iar lucrul ăsta aici se întâmplă, e seriozitate maximă, avem condiții mai mult decât nivelul la care jucăm acum și ar fi păcat ca un stadion atât de plăcut, un oraș care își dorește mai mult să nu aibă o echipă de Liga 3. Dacă nu se va putea și nu va exista un cadru legal să se, să se întâmple lucrul ăsta, atunci, din păcate, va trebui să, ca echipa să mai sufere un an de zile și să încerce la anul să promoveze. Dar sperăm din tot sufletul ca lucrul ăsta să se întâmple în vară, pentru că ar fi fantastic pentru ei și sunt condițiile necesare pentru așa ceva. Știu că sunteți implicat în fotbalul juvenil pentru că aveți o academie, o școală de fotbal, să-i spunem, iar aici, la acest nivel, la divizia județeană, putem spune că e locul ideal pentru tinerii sportivi să își găsească afirmarea și să facă primii pași în fotbal. Mai vin fotbaliști din urmă? Sunt copii talentați care, eu știu, să ajungă să însemne ceva pentru fotbalul acesta? Ne amintim pe vremea când jucați că aveam Farul în prima ligă și apoi încă vreo 3-4 echipe în Liga a doua. Acum ai un gol mare. Cred că cea mai mare problemă a fotbalului actual este acest lucru. Au dispărut atât de multe echipe și atât de multe baze sportive. Pentru că acești copii nu mai au unde să-și desfășoare activitatea. Și pentru orice copil și în Constanța, exceptând Hagi, Academia, care e cu totul și cu totul altceva în Constanța și chiar în țară. Copiii pur și simplu termină junioratul și nu au unde să joace. Nu numai că nu termină junioratul, chiar și până atunci este foarte greu să găsești un teren sau o bază sportivă pe care să-ți desfășori activitatea și asta o știu și eu. Talentul nu va dispărea niciodată, dar fără muncă s-a dus tot. Deci muncă multă, muncă multă de convingere a copiilor să lase alte priorități și dacă vor într-adevăr să facă sport de performanță, să facă fotbal de performanță, atunci va trebui să facă și sacrificii, pentru asta nu se poate. Iar aici cred că este destul de greu de convins tinerii din ziua de astăzi, pentru că au mult mai multe oportunități pe care, decât am avut noi când eram copii. Și asta trebuie, ăsta e pur adevăr. Talentul nu dispare atât de ușor de la o nație talentată, dar mai ales în fotbalul actual și am văzut și noi și la echipa națională, primează forța, munca și determinarea. Dacă ne lipsesc astfel de ingrediente din sport, din fotbal, atunci vom rămâne undeva mult în urmă în cel mai scurt timp. Deja ne îndreptăm în zona respectivă, dar nu e nimic pierdut. Poate și sunt atât de mic, poate eu nu am puterea să decid, dar pot să spun că va trebui făcut ceva la nivel național pentru a putea da societății sănătate copiilor.